Numărul tot mai mare de mașini face ca aglomerația din trafic să fie o problemă, nu doar pentru orașele mari, ci și pentru cele în curs de dezvoltare. În Maramureș, primăria Tăuții Măghierăuș mărturisește că are în vedere un proiect prin care să contribuie la degrevarea circulației rutiere. Circulația prin orașul Tăuții Măghierăuș de la o zi la alta este și devine o problemă atât pentru cetățeni cât și pentru participanții la trafic. Noi, la nivelul orașului Tăuții Măghierăuș, pentru a fluidiza traficul și pentru a ajuta intersecțiile mari cu drumul european, este un sistem de semaforizare inteligent pe care îl avem în proiect și cu care urmează să ne ducem să-l susținem la Compania Națională de Infrastructură Rutieră la București, sperând să obținem avizul pentru propunerea cu care noi o să ne ducem acolo. Semafoarele instalate vor fi sincronizate pentru a fluidiza traficul. Odată introdus acest sistem, ar putea să scadă și numărul accidentelor rutiere prin reducerea vitezei de circulație a autoturismelor. Este vorba de patru semafoare în acest moment. Așteptăm să vedem ce va ieși până la urmă și din studiul de trafic și soluțiile pe care le gândesc pe firma de proiectare. Vor fi semafoare sincronizate pentru că altfel nu va putea fi eficient, ba mai mult vor încurca traficul dacă acestea nu vor fi gândite să funcționeze sincron. Edilul orașului a precizat că pe lângă măsurile pe care autoritățile locale le au în vedere pentru reducerea aglomerației, mai există un proiect al Consiliului Județean Maramureș care va ajuta mult în acest sens. Mai exact, este vorba de realizarea unei șosele de centură care va include și orașul Tăuții Măghierăuș.